Salutare! Ce faci? M-a stropit! Anul ăsta e pentru prima dată când o cultiv. Am contractat 14 hectare cu fabrica de la Ludu. Anul trecut a fost primul an în care sunt cultivat sub patronajul lor sfeclă de zahăr și fermierii din zona noastră care au cultivat au fost foarte mulțumiți. Drept urmare, vor motiva și pe mine să cultiv cultura asta, chiar dacă e o cultură cu pretenții. Sper să reușesc să mă ridic la nivelul ei și să obținem rezultate bune. Prin anii 2000 am trecut de la creșterea porcilor la cultura mare, unde am început să cultiv pământ. Până în 2000 n-am cultivat. Cumpăram cereale pentru animale. Din 2000 am cultivat cereale pe care nu le-am mai dat la animale, le-am vândut. N-am mai ținut animale. Afacerea cu sau business-ul cu animale nu mai funcționat în zona noastră, s-au închis piețele și drept urmare nu mai aveam la cine să vând animalele. Și cereale vinzi probabil oriunde în țară până la urmă. Cereale, da. Cereale toamna l-a recoltat la zootehniștii din zona noastră sau intermediarii de cereale din piață care există, care cumpără și vând mai departe. Câte hectare de cultură mare ai? În jur de 45 de hectare însămânțate cu sfeclă, porumb, cartof și vreo 10 hectare de lucernă. Am văzut la tine la fermă scris mare pe frontispiciu halei, cartof cu gust. Cum adică cartof cu gust? Păi un cartof care are gust, gust plăcut, care aduce beneficiarul sau cumpărătorul până la mine la hală să-și cumpere cartofi. Putea să-și ia foarte ușor de la magazin, nu trebuia să-și facă rezerve de peste iarnă de 100-200 de chile, dar din cauza că cartofii au gust, vin toamna când recoltez cartofii și își cumpără cartofi pentru sezonul rece și primăvara sunt de mulțumit că nu mai am. Câtă suprafață cu cartofi semeni? Am cultivat 5-6 hectare, acum am redus suprafețele din cauza faptului că nu mai avem forță de muncă. La cartof e nevoie de multă manoperă. Începând cu recoltatul, sortatul. Nu fac mare parte din lucrări, nu le fac cu tehnologia actuală, le fac manual. Aici mă refer la sortat, la însăcuit și mă confrunt cu lipsa oamenilor care să mă ajute în fermă pentru acest tip de lucrări. La început am vândut și la supermarketuri. În piață n-am ajuns niciodată să vând, pentru că cine muncește n-are timp să neguțătorească. Așa. Dar în timp mi s-a format o clientelă care vine când e perioada de recoltare, își face rezervare pentru cantitatea de care au nevoie, îi sun, vin și iau cartofii și duc acasă. Cred că solul de aici e un sol foarte bun pentru cultivatul cartofilor. În general, pe suprafețele pe care urmează să cultiv cartof, administrez și îngrășământ organic, adică bălegar de grajd. Și cred că nivelul scăzut de îngrășăminte chimice pe care îl administrez. Deci, la cultura de cartof
Dacă în zilele noastre se recomandă o tonă de complex la însămânțare și o tonă de nitrocalcar sau uree în vegetație, eu folosesc cam jumătate din cantitățile astea. Și cred că până la urmă de aici vine și calitatea cartofului, pentru că neavând atâtea chimicale, nu crește forțat, își ia din mineralele din sol și gustul cred că de aici vine. Faptul că cultiv cartofi e o plăcere pe care am descoperit-o de vreo 20 de ani, de când m-am apucat de agricultură. Și ce m-a determinat a fost că într-un post a Paștilor am venit de la Mediaș și era săptămâna mare și am zis către soție, zic, hai să luăm cartofi să avem pentru toată săptămâna. Ne-am oprit la un depozit de legume, am luat un săculeț de cartofi și din săculețul respectiv am făcut doar o dată cartofi, pentru că n-am putut alege mai mult dintr-un săculeț de 10 kg. Și am zis, mă apuc de cultivat cartofi. Dar n-ai spus că suntem la Alma. Păi n-am zis că sunt în Alma. Ne aflăm în pe raza localității Alma, a satului Alma, care face parte din comuna Alma și care e un sat cu oameni gospodari. Mă aflu aici de 10 ani, în mijlocul acestor oameni și cred că prin apetitul meu pentru agricultură, i-am determinat pe mulți dintre ei să își reconfigureze fermele pe care le au, să își le doteze cu utilaje mult mai performante și activitatea agricolă și zootehnică are succes.